prieteni, astăzi o să mergem la munte și o să mâncăm la toate restaurantele populare din Poiana Brașov, ca să vedem dacă sunt bune cu adevărat sau nu, dacă sunt doar un obiectiv turistic sau dacă mâncarea chiar este bună. Deci dacă urmează să mergeți la Poiana Brașov sau doar sunteți curioși dacă într-o locație atât de turistică se mănâncă bine, urmăriți în continuare acest clip. Am ajuns la primul restaurant, se numește Stâna Turistică Sergiana. Eu am mai fost aici mai de mult și mi-a plăcut foarte mult mâncarea și decorul e destul de interesant. Ultima dată când am fost aici, acolo în spatele meu erau cai. Acum nu mai sunt cai pentru că e destul de întuneric, dar acest view absolut superb. Singurul dezavantaj la restaurantul ăsta e că e destul de greu să ajungi la el, pentru că după cum vedeți, este în mijlocul câmpului și nu poți să mergi, de exemplu, pe jos de la o cazare până aici, trebuie neapărat să vii cu mașina sau cu un taxi sau ceva. Dar în afară de asta, e foarte frumos aici. Hai să vedem și cum e mâncarea. Bun, prieteni, am început seara cu o bere la draft. Am vrut să-mi iau niște vin inițial, doar că nu m-am putut hotărâ pentru că au o listă foarte mare de vinuri și chiar n-am știut de care să comand. Și de mâncare mi-a fost un pic greu să îmi dau seama ce vreau, pentru că tot așa au foarte multe feluri de mâncare în meniu. Și mi-a fost un pic greu să-mi dau seama cum se citește meniul, pentru că iau niște numele astea mai artistice, mai amuzante, trecute mai sus. Și după aceea mai jos e denumirea adevărată, nu știu. De exemplu, mămăliga nu se numește mămăligă, are un nume mai interesant, mălai, nu știu cum, nu știu cum. O să vă las o poză cu meniul, cu o pagină din meniu. A venit o parte din mâncare, a venit foarte repede, deci suntem aici de 10 minute și deja a venit o parte din mâncare. Și am primit această păinică care este caldă și vreau să o rup acum, să-i fac taste test. Chiar am vrut neapărat să încerc pâinea asta, că am văzut-o pe masă la toată lumea. Mamă, uitați-vă aici. Wow, am primit smântână. Asta e pentru ciorbă de burtă, dar știți ce trebuie să faceți când aveți pâine din asta acasă și cu smântână. E super bună pâinea asta. Și aici avem fasolica. Avem fasolica care vine cu niște ceapă caramelizată deasupra. Aici o guriță sănătoasă. Upsi. Avem aici o guriță sănătoasă, să-i facem taste test. Foarte bun. De obicei, ceapa caramelizată de pe fasole e moale. Asta e ceapa crispy. Și e destul de interesantă textura. Vreau să încerc acum și ciorba de burtă, care a venit și ea. Miroase într-un mare fel. Eu de obicei în ciorba de burtă mai adaug oțet. O să cer, pentru că nu e pe masă. E o ciorba de burtă foarte cinstită. Nu e cea mai bună pe care am mâncat-o, dar e bună. Are foarte multă burtă în ea. Am uitat să o cer strecurată, că eu nu prea mănânc burta din ciorba de burtă, dar e ok. O să mănânc așa. Aproape am ajuns la fundul acestei castron cu ciorbă și vreau să vă spun că după ce s-a mai răcit un pic, am început să simt mai mult gustul și nu mai are nevoie nici de oțet, nici de nimic. E super bună, chiar e super bună. La început nu era atât de bună pentru că era foarte fierbinte și nu prea îmi dădeam eu seama ce gust are, de fapt. Dar, da, chiar e o ciorbă foarte bună. Nici nu știu de unde să încep cu acest review. Acesta este bulzul, dragi prieteni. Acesta este bulzul. N-am mai văzut bulz servit așa. Cred că niciodată n-am mâncat la restaurant bulz servit așa. E din ăsta pus pe grătar. Exact așa îl face tata când mergem la noi la casa noastră de la munte. Facem grătar și face bulzul așa vilă. Deci eu așa știu bulzul. Doar că la restaurant de obicei vine într-un castron și toate chestiile sunt deasupra. Avem aici smântâna. Eu nu o să o torn încă pentru că încă am probleme cu lactoza. Ok, nu vreau să-mi fac eu mie zile fripte mâncând lactoză. Vreau să gust acest cârnat întâi, pentru că miroase. Nu vă pot explica. Este incredibil acest cărnat, wow! E fix genul de cărnat care îmi place mie, din ăsta rozaliu așa. Nu știu exact care e denumirea lui, sigur are denumire, dar nu e ăsta îmi place, da? Că mai sunt cărnații aia care sunt așa mai gri, aia nu-mi plac. Știți cum fac oamenii clipurile alea estetice cu sufleul de ciocolată? Uite, așa fac eu cu bulzul. Ia uitați-l! Wow! Hai să vedem dacă se întinde, că la ursul Carpatin. Știți că eu sunt fană pe TikTok a ursului Carpatin. Mamă, că și ăsta se întinde. Și ăsta se întinde. Mamă, și miroase a prânz de burduf. Miroase a prânz de burduf și sigur că nu este cașcaval măcar atât. E un bulz bun. Nu e cel mai bun pe care l-am încercat. N-are ou. Mie îmi place când bulzul vine cu ou. Știu că în rețetă nu e neapărat cu ou, dar e un bulz bun. Haideți să încercăm. Și felul al doilea. Mi-am luat aici carne la garniță, care este acoperită de usturoi. Mi-am luat și mușdei separat. Știți deja. Haideți să tăiem o bucățică. Arată super bine. N-are deloc grăsime pe ea. Ești pune un pic de sare, dar în afară de asta e foarte bună. Foarte fragedă, nu știu, chiar e bună. Și așa e să vedem și cârnatul, dacă e la fel ca cel de la bulz. Sper să fie, că ăla mi-a plăcut rău.
seamănă, cred că totuși nu e același. Are textura un pic diferită, poate găti diferit, habar n-am. Și vreau să încerc și murăturile. Am luat o porție de castraveți murați. Sper să fie în saramură, că mie nu-mi plac deloc murăturile noțet. Sunt perfecte, sunt în saramură, perfecte. Hai să vedem și mujdeiul cum e, dacă este un mujdei bun. Wow! Este minunat! Wow! Nu mă așteptam să fie atât de bun! Super! O să termin de mâncat și revenim după aceea, să vă zic așa un update per total cum mă simt după ce am mâncat. Foarte mare greu m-am ridicat de la masă. Ați văzut că am comandat foarte multă mâncare și evident că n-am putut să o termin, așa că mi-am luat mai mult de jumătate la pachet, dar nu vă îngrijorați, după ce băgăm o saună, cel mai probabil o să mi se facă foame din nou. Per total a fost o experiență foarte plăcută. O să spun că decorul este minunat, adică chiar decorul face cam tot restaurantul și mâncarea e foarte bună, foarte proaspătă. Pâinea a fost din partea casei, m-am uitat după aceea pe notă și am văzut că nu am plătit nimic pentru ea. Ospătarii sunt de treabă, nu au fost foarte comunicativi. Pentru cei care sunt curioși de prețuri, o să vă las aici poză cu nota. În cazul în care vreți să mâncați exact ce am comandat eu, vedeți aici cât a costat, vedeți și cum sunt prețurile aproximativ. Momentan nu am un termen de comparație, așa că nu o să dau o notă restaurantului. O să mergem și la celelalte și la final o să vă spun care a fost opinia mea, o să fac comparații între ele și așa mai departe. Momentan pot doar să spun că a fost o experiență foarte plăcută. Au avut și o formație care cânta live și venea de la masă la masă. Chiar un restaurant cinstit, aș putea spune. Ne vedem cu următorul restaurant. Suntem la al doilea restaurant, la Șura Dacilor, și deja pot să vă spun că decorul este incredibil de frumos aici. E ca și cum ar fi un mini muzeu al satului, deci putem să ne plimbăm și să admirăm priveliștea. După cum vedeți, și restaurantul în sine arată așa mai rustic. E foarte frumos, dar haideți să vedem și cum este mâncarea, că până la urmă asta contează cel mai tare, nu? Chiar aici la intrarea în restaurant e o vitrină cu tot felul de figurine și farfurioare și tot felul. Știți vorba aia? Stau ca vulturul pe stâncă. He? Cred că la asta se refereau. M-am așezat aici la o masă afară pentru că mi se pare că vibe-ul e prea bun ca să nu mă așez aici. Uitați-vă la copacii ăștia care sunt decorați. Mă simt ca și cum deja ar fi Crăciunul și nu e. Pe masa mea este, pentru că am comandat două aperitive, să le spun așa. Cei drept, ieri nu am făcut acest lucru, mi-am luat doar o bere la draft astăzi, ca să vedem experiența autentică. Ei aveau în meniu niște chestii mai interesante, nu le aveau chiar în meniu scrise, am întrebat eu, și aveau această băutură numită pădurată, care practic e pișinată cu fructe de pădure și vine în această căniță drăguță pe care probabil ați văzut-o mai devreme și în vitrina aia de v-am arătat-o, dar era varianta medievală acolo. Wow! Wow, incredibilă, incredibilă. E foarte dulce și nu e deloc tare. Și în această căniță avem și o cireșată care este cu cireșa mare. Eu niciodată n-am înțeles care e diferența între cireșe și cireșa mare. Există o diferență? În fine, haide să o încercăm și pe asta. Wow, amândouă sunt incredibile. Are gust de cireșe, oameni buni, zici că e suc de cireșe. Parcă nu ar avea deloc alcool. Amândouă sunt incredibile. Dacă veniți aici, trebuie să încercați una din astea două. Am ajuns acum 10 minute și deja mi-a venit ciorba, felul întâi. Hai să vedem. Bă, și asta e foarte bună. Am luat și un ardei iute, să vedem dacă e la fel de iute ca cei de ieri. Cei de ieri au fost extraordinar de iute. E bun ardeiul, nu e atât de iute. Nu știu ce urmare, e foarte bună, e foarte bună. Nu aș schimba nimic la ea, nici nu cred că mai îmi pun oțet. Bine, de data asta văd cam pe masă oțet, deci poate o să-mi pun totuși, că eu mănânc destul de acru. Ieri nu ne-au adus oțet pe masă și n-am pus și am mâncat-o fix așa, a fost perfectă. Deci nu pot să fac o comparație, pentru că amândouă sunt foarte bune. Haideți, prieteni, să facem taste test la acest bowls. Ieri a venit așa, în formă de bilă pus pe grătar. Ăsta nu e pus pe grătar, ăsta este pus la cuptor. Are deasupra niște pastramă. Wow, e foarte bună. Are ou deasupra, că vă ziceam eu ieri că eu iubesc bulzul când vine cu ou deasupra. Haideți să vedem. Mai ceva ca la ursul carpatin, prieteni. Nu-mi dau seama dacă asta e brânză de burduf sau nu. Aia de ieri avea gust 100% de brânză de burduf. Asta s-ar putea să fie cașcaval? Sau mă înșel eu? E un pic sas, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama dacă asta e cașcaval sau e brânză de burduf. În orice caz, e foarte bun. Haideți să vedem și felul al doilea. Nu se putea să plecăm și fără un pic de cărniță. Avem aici o pulpă de rață. Cam așa arată pe interior. Mamă, uitați cum se dezlipește de os. Hai să vedem cum e asta. Cu gemul ăsta deasupra și varza asta călită. Iubesc varza călită. Ea crișoară, e fix ce trebuie. E foarte bun. Nu știu dacă asta e brânză de burduf sau nu, v-am spus. Dacă sunteți de pe aici și știți, spuneți-mi dacă asta de la Șura Dacilor e brânză de burduf. Dar, orice brânză ar fi, uitați-vă cât de multă e și am și mâncat din ea până acum. Este enorm de multă brânză, deci nu vine să cred. Și servirea, v-am spus că ieri domnii ospătari n-au fost atât de comunicativ. Bine, nici nu e neapărat în fișa postului să fii vorbăreț. Dar astăzi ne-a servit o doamnă care a fost atât
atât de drăguță, deci vă jur, servirea impecabilă la acest restaurant. Vibe, mâncare, servire, băutură. Cred că momentan ăsta e restaurantul meu preferat, doar că e doar al doilea la care am fost. O să vedem și în zilele următoare, să vedem dacă ăsta chiar le bate și pe restul, dar până acum n-am nimic de reproșat acest restaurant. E super, super bun. Ce am eu în fața mea în acest moment? Nu, nu sunt două porții de papanaș, este o singură porție, pentru că aici atunci când comanzi papanaș îți vin două porții. Teoretic ar trebui să vină pe aceeași farfurie, doar că fiindcă suntem două persoane, ne-au venit pe farfurii diferite, dar e foarte de apreciat că atunci când comanzi papanaș îți vin doi. Sunt unele restaurante la care vin doi, sunt altele la care vine unul singur. Mie îmi place, vă dați seama, cel mai mult când comanzi o porție și îți vin două bucăți de papanaș. Sincer, nu prea mai pot, dar papanașul ăsta arată incredibil, aparent este făcut în casă. Deci vorbesc atât de frumos de restaurantul ăsta că zici că am colaborat sau ceva. Vă jur că nu am, adică eu gen plătesc toate chestiile astea. Pur și simplu îmi place foarte tare. Îmi vine să plâng de fericire. E foarte bun acest papanaș, e atât de fragil, atât de bun. Gogoșica mică. Familia la restaurant și-și comanda ceva papanaș, mâncam doar gogoșica asta de deasupra. Da, prieteni, veniți aici și luați-vă papanaș, este incredibil de bun. Nu cred că au trecut 4 minute de când am filmat ultimul cadru. Nu cred că am mâncat în viața mea un papanaș mai bun. A fost incredibil. Fraged, a avut așa aromă de coaje de portocal, deci asta scuză faptul că nu a avut brânză de burduf, ok? Prieteni, dacă ați văzut ultimul meu clip, știți că eu aici la munte sunt cazată la Elexus și am hotărât că astăzi să încercăm și restaurantul lor, pentru că am auzit că e foarte bun. M-am și uitat un pic pe meniu, au foarte multe chestii destul de interesante. Restaurantul se numește Noir, cred. Nu știu eu foarte bine franceză. Lucrul care m-a surprins este că imediat ce am ajuns am primit din partea casei pâine cu unt, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat până acum. La Sergiana am primit o pâine caldă din partea casei, dar untul ăsta arată interesant, ia să vedem, că nu pare să fie doar unt simplu, pare să fie cu ceva. Este un unt cu ierburi, foarte gustos. Acum o să mă iei pe meniu, pentru că v-am spus au foarte multe chestii. Asta nu e un restaurant cu specific românesc, deci ce mai probabil o să încerc ceva diferit față de ce am mâncat în restul zilor. Hai să vedem. Avem aici aperitivul, este un hummus cu carne de vită, ceva mai interesant. Hai să vedem dacă este bun acest hummus. E un hummus cinstit. Hai să vedem și vita asta. Chiar e bun, este un aperitiv foarte reușit, aș putea spune. Nu este un restaurant cu specific românesc, așa că nu mi-am luat ciorbă de burtă, mi-am luat altceva. Este o supă crâmbă de cartofi cu ciuperci și bacon. Eu n-am mai mâncat niciodată în viața mea acest fel de mâncare, deci e foarte curioasă să vedem cum este. Are gust de supă crâmbă de legume, nu prea simt gustul de cartof. E foarte bun, e o supă crâmbă de legume. Felul principal, mi-am luat o tigaie picantă cu pui. Am văzut că e cu jalapeno și știți că eu iubesc jalapeno. E foarte mare porția, nu mă așteptam să fie atât de mare. Hai să vedem. Wow, e foarte gustos și e foarte picant. Nu cred că are totuși jalapeno ăștia, par să fie ardei normali. O să vă dau poză cu nota la final și, din nou, dacă nu sunteți fani mâncare românească, puteți să mâncați aici, pentru că au mult mai multe feluri de mâncare în meniu care nu sunt neapărat tradiționale. Tocmai am plecat de la restaurant, o să vă las aici o poză cu nota. Vreau să vă spun că asta a fost prima experiență negativă pe care am avut-o până acum. Dacă v-ați uitat la ultimul meu vlog, ați văzut deja că hotelul ăsta este absolut genial. Piscina de acolo care chiar acolo în spatele meu, piscina încălzită, hotelul în sine, camerele, pune și toți angajații au fost foarte, foarte de treabă. Asta a fost primul care nu a fost atât de treabă. A fost un domn care ne-a servit, care a fost răutăcios toată seara, cel mai probabil că, na, după vârstă sau habar n-am, ca părul roșu, eu știu. Da, s-a comportat așa mai arțăgos, oarecum. Și pot spune că n-a fost cea mai plăcută experiență cu stafful de la restaurant, dar mâncarea a fost bună și atmosfera foarte plăcută. N-a fost ca la celelalte cu muzică live și așa. Ăsta, restaurantul de aici e un pic mai elegant, muzică la un volum mai mic, a fost ceva mai fancy așa. Acum o să mă duc în cameră, pentru că am mâncat din nou foarte mult și nu mai pot. Trebuie să mă duc să mă întind un pic și voi reveni și mâine cu ultimul restaurant și o să vă dau așa opiniile mele per total și comparația între toate restaurantele la care am fost. Am revenit cu ultimul restaurant pe care îl vom încerca, este și ultima mea zi aici la Poiana Brașov și sincer cred că am atins obiectivul pe care l-am avut, că am fost fix la astea pe care am tot văzut eu pe topuri, pe TikTok și pe TripAdvisor și așa mai departe. Astăzi suntem la Coliba Haiducilor. Eu am mai mâncat aici în trecut și mi-a plăcut foarte tare, să sperăm că și acum o să fie o experiență la fel de plăcută. Și asta arată foarte frumos, la fel ca celelalte. Toate la care am fost până acum au fost decorate foarte frumos. Mi se pare că sunt perfecte, mai ales pentru turiști. Că dacă nu ești din România și vii aici și vezi asta, cred că îți face o părere bună despre țara noastră, nu?
Țin minte că la restaurantul ăsta e plin de animale din alea împăiate. Dacă v-ați uitat la clipul meu, acum vreo 3 clipuri, cred, v-am și spus că am chef de filmul ăsta să vin la un restaurant din ăsta cu tematică vânătorească, cu animale împăiate pe perete, că știi că dacă vezi animale împăiate pe perete, mâncarea o să fie bună. V-am spus, nu? Hai să vedem dacă teoria mea a fost adevărată. Fac acest voice-over pentru că restaurantul era destul de micuț și nu am vrut să-i deranjez pe oamenii din jurul meu vorbind prea tare pentru o filmare. Am început masa cu o ciorbă de burtă care a fost foarte gustoasă, la fel ca toate celelalte, chiar nu am dat de o ciorbă de burtă proastă până acum. Am încercat și ciorba de fasole cu afumătură, care a fost foarte bună la rândul ei. De asemenea, este foarte sățioasă, a avut destul de multă cărniță în ea. Deci dacă vă luați ciorba asta, credeți-mă că nu o să mai aveți loc și pentru felul 2. Este suficient o ciorbă din asta ca să vă săturați. Am încercat și pâinea pe care ne-au pus-o pe masă, care era foarte bună. O pâine moale și pufoasă și caldă. Se vedea că e pâine de casă, nu știu dacă era făcută chiar acolo, dar a fost foarte bună. Am primit pe lângă ciorba de fasole și niște ceapă, pe care am asezonat-o cu puțină sare și am gustat-o. Ceapa a fost extrem de dulce, chiar am și lăudat-o la doamna care ne-a dus mâncarea. Și un lucru pe care îl fac eu de fiecare dată când am ceapă pe masă la restaurant, îmi place să o mănânc cu pâine. Deci ceapă cu sare și cu pâinea asta pufoasă. Este sandwichul perfect din punctul meu de vedere. Scrieți-mi în comentarii dacă și voi faceți asta atunci când mâncați ceapă. Ultimul fel a fost o porție de mititei. Eu de obicei nu comand mititei la restaurant pentru că nu cred că pot fi la fel de bun ca cei făcuți acasă pe grătar, dar ăștia chiar au fost extrem de buni. Iar ca garnitură am avut acești cartofi țărănești, care erau cumva cartofi trași pe răzătoare, după aceea lipiți înapoi, erau extrem de gustoși, chiar nu mă așteptam să aibă gustul ăsta. Era o porție de cartofi foarte diferită de alți cartofi pe care am încercat până acum. Și bineînțeles, testul suprem al micilor, să vedem dacă sunt buni și cu pâine, că așa se mănâncă micul pe bune. Foarte, foarte bun. Încep să cred că teoria mea cu animale împăiate este adevărată, pentru că am mâncat extraordinar de bine. Voiam să-mi iau și desert, papanaș, că știți că iubesc papanașul, doar că pur și simplu nu am mai avut loc. Am mâncat niște mici, am mâncat un pic de ciorbi de fasole, ciorba de burtă, am mâncat-o pe toată în afară de burtă, că nu mănânc burta. Și pur și simplu nu mai pot, deci nu mai pot nici să respir și cred că, cantitativ, am mâncat cel mai puțin astăzi, dintre toate restaurantele la care am fost. Azi am mâncat cel mai puțin, dar a fost foarte sățioasă mâncarea și foarte, foarte gustoasă. Și într-un spre toaletă am văzut acești băieți împăiați. Haideți să vi arăt și vouă. Sunt niște urși. Bine, este și așa blană de lup acolo pe perete, dar acești urși în mărime naturală, cred că sunt niște urși adevărați care au fost împăiați și aduși aici. Și sincer, eu n-am văzut niciodată un urs atât de aproape. Voi vedeți cât de mare e? E absolut imens, e mai înalt decât mine, deci chiar n-aș vrea să mă întâlnesc cu așa ceva, că știți că e acum trendul ăla pe TikTok cu man or bear. Dar, real vorbind, cred că acel domn ar putea să mă atace mult mai rău. În fine, per total, mâncarea a fost extraordinară. O să trească să stau un pic să mă gândesc unde am mâncat cea mai bună ciorbă de burtă, pentru că ciorbă de burtă mi-am luat de la toate cele 3 restaurante românești. În rest, am mai luat așa, cu varietate, nu mi-am luat exact aceeași fel de mâncare de peste tot. N-am absolut nimic de comentat și domnii care ne-au adus mâncarea au fost foarte de treabă. Singurul lucru a fost că nu am putut să filmez cu sonor, pentru că mesele sunt foarte apropiate între ele și n-am vrut să-i deranjez pe oamenii din stânga și din dreapta mea, așa că de aceea a trebuit să filmez cu voice-over după aceea, că n-am vrut eu să deranjez, dar nu mi-a spus nimeni nimic, adică nu vă gândiți că am avut vreo problemă sau ceva, totul mi-a fost foarte drăguță, am mâncat, acum o să plec către casă și voi reveni de acolo cu pile finale, cu notele, o să vă las și nota de plată de la restaurant de aici, chiar aici, da. Revenim. Am ajuns acasă, aici am filmat și outro-ul pentru ultimul meu vlog în care v-am arătat ce am făcut prin Poiana Brașov, dacă vreți părerea mea și câteva sfaturi legate de vacanța în Poiana Brașov, puteți să vă uitați și la clipul acela să vedeți ce am avut de spus. Acum vreau să fac așa un mic rezumat la experiența mea de la toate restaurantele la care am fost, referitor la toate cele 3 restaurantele românești la care am fost, la Strana Turistică Sergiana, Coliba Haiducilor și Ferma Dacilor. Pot spune că experiența a fost extrem de similară la toate 3, toate 3 fiind restaurante cu specific românesc, în afară de Coliba Haiducilor, pentru că acolo și spațiul era un pic mai mic și nu permitea lucrul ăsta. Am avut muzică live, cântată de oameni îmbrăcați în costume populare, deci chiar a fost foarte frumos. Este frumos din anumite puncte de vedere, mie îmi place foarte tare să îi privesc de la distanță, dar nu pot să spun că sunt cea mai mare fană a obiceiului ăsta de a merge pe la mese pe la oameni, pentru că eu, cel puțin atunci când mănânc, mă simt foarte ciudat să se uite cineva la mine și când stai la masă și, nu știu, mănânci o ciorbă și sorb din zeama aia din fața ta și vin 5 oameni să-ți cânte și trebuie să te uiți la ei și ți se răcește ciorba. Nici asta nu pot să spun că îmi place extraordinar de tare, dar poate alți oameni sunt fani la așa ceva și le place să vină să primească dedicații și nu știu ce se mai întâmplă pe acolo. Eu la Ferma Dacilor, de exemplu, am stat afară la masă, deci nu am avut formația fix lângă mine, am văzut-o pe geamul la interior, a fost mult mai plăcut așa. Din punctul meu de vedere, că v-am spus, mie nu-mi place să interacționez așa mult cu oameni când mănânc, dar
așa ca și concept, e foarte frumos că ai muzică live. Ca și locații, pot spune că cel mai bine amplasat este ferma dacilor. Mi se pare că acolo poți să ajungi cel mai ușor dacă ești la o plimbare pe jos, dacă stai cazat în Poiana Brașov. Fix înainte este și zona aceea cu suveniruri, care e cea mai frecventată de oamenii care vin acolo, turiști. Pot spune că e cel mai accesibil și decorul de acolo mi se pare că e cel mai frumos, cel puțin la exterior, pentru că intri în curtea aia mare, v-am arătat acolo că sunt tot felul de lucruri expuse, luminițe, deci ca și vibe, ca și locație, mi se pare cel mai bine poziționat, cel mai bun. La Sergiana, la stâna turistică, tot așa, locația extrem de frumoasă, foarte frumoasă, dacă stai afară mai ales, bănuiesc că vara mai mult stai afară acolo, ai un view superb, pentru că este undeva mai sus, cățărat prin pădure, dar nu e atât de accesibil, adică acolo trebuie să fii cu mașina, nu prea e pe jos, mai ales dacă plănuiești să mănânci seara, nu, e imposibil să ajungi acolo pe jos, ceea ce este un minus, pentru că oricineva trebuie să se sacrifice să nu bea și să conducă până acolo, ori nu te duci, pentru că în Poiana Brașov este extrem de greu să găsești un Uber sau un taxi sau un Bolt. Majoritatea vin din Brașov. Deci dacă faci comandă, trebuie să aștepți vreo 20 de minute să vină o mașină. Mă refer aici la locațiile mai în pădure, nu la cele care sunt fix jos la starea principală. Trebuie să aștepți vreo 20 de minute și nici n-ai certitudinea că șoferul o să vină, că poate se răzgândește între timp, nu vrea să facă drumul ăsta de mare pentru 20 de lei sau cât costă cursa, că am văzut că erau extrem, extrem de ieftine. Deci este un pic mai greu să ajungi acolo la stâna turistică, dar dacă te duci acolo și nu plănuiești să guști o vișinată, nu e nicio problemă. Dacă mergi cu mașina, este super. Ca și aranjarea meselor, mi-a plăcut că era o distanță între ele, cât de cât foarte primitor și foarte cald. Deci să vă pregătiți, pentru că înăuntru este extrem de cald. Eu am fost îmbrăcat în haine de toamnă și am înnebunit de cald. Dar a fost foarte bine. Mult mai bine decât să fie frig, nu mă înțelegeți greșit. Dar nu mergeți în ghete sau din astea, pentru că nu aveți nevoie. Dacă mergi în tricou și Adidas și acolo, este perfect. Coliba Haiducilor tot așa este mai în oraș, deci e mai ușor să ajungi acolo, dar este tot undeva mai sus, pe un drum, deci practic ori urci cu mașina până acolo, ori o iei pe jos, dar e o pantă de urcat un pic, dar e cu ciment. E ok, adică e foarte ușor să ajungi acolo din oraș, nu e ca la Sergiana absolut deloc și de acolo cred că poți să găsești și un taxi, dar nu prea e nevoie, că nu e atât de mult de urcat, adică ai un drumuleț, faci 5 minute de jos de la baza Boenii Brașov până sus la restaurantul ăsta la Coliba Haiducilor, nu e foarte sus. Cred că iarna e foarte complicat să urci acolo cu mașina, pentru că parcă am fost odată și țin minte că s-a întâmplat lucrul ăsta, fiindcă panta aia e destul de îngust așa, dacă se mai face și gheață pe ea, e destul de greu de urcat cu mașina. Locul în sine arată foarte frumos, din nou este decorat, are o grămadă de animale împăiate, ați văzut că avea un urs adevărat pus acolo decor, deasupra toaletei, foarte amuzantă locația lui. Ca și aranjarea meselor, în schimb, nu mi-a plăcut de mult, pentru că sunt două saloane. Eu am fost în primul salon și țin minte că parcă al doilea era un pic mai aerisit, că și acolo am mâncat, dar mai de mult. Dar la primul salon, cel în care am stat, de aceea nici n-am putut să filmez cu volum și a trebuit să fac voice-over după aceea. Era foarte înghesuit totul, adică sunt niște bănci, oamenii sunt foarte aproape unii de alții, nu prea poți să vorbești foarte tare, nu prea poți să te desfășori, să zic așa. Deci ca și locație nu mi-a plăcut atât de mult, ca și mese nu mi-a plăcut atât de mult, dar asta nu a contat pentru că mâncarea a fost extraordinară. De restaurantul de la hotel, restaurantul de la Elexus, nu pot să spun foarte multe în comparație cu cele trei românești, pentru că sunt extraordinar de diferite. Este genul de restaurant la care te duci dacă nu ai chef să mai mănânci românesc, cum am avut și noi, pentru că am mâncat românesc atât de mult și am mâncat foarte greu, foarte gras. Am simțit nevoia să mănânc ceva mai light și mai european, să zic așa. Deci a fost perfect să mă duc la restaurantul ăla pentru că avea mai multe variante mai sănătoase, mai ușoare. De mese, de decor nu am ce să comentez pentru că evident e elegant, adică e foarte frumos aranjat, nu am absolut nimic de reproșat acolo. Și pentru mine a fost și un bonus pentru că era restaurantul hotelului, era direct în hotel, nu trebuia să mai plec nicăieri, deci vă dați seama că a fost mult mai ușor pentru mine să mănânc acolo. Așa, dacă vrei să ajungi din oraș, cred că poți totuși să găsești un taxi cu care să ajungi acolo. Pe jos, nu știu cât de ușor poți să ajungi pe jos, nu prea cred, decât dacă nu stai fix în Poiana Brașov, acolo unde e pârtia, și dacă stai un pic mai spre Brașov.
nu știu să vă explic exact, dar dacă vreți o experiență culinară mai diferită, mai diferită de cele românești, mă refer, merită să mergi până acolo, pentru că și viul e foarte frumos. Ca și prețuri, nu pot spune că au fost diferențe foarte mari, de aceea v-am lăsat și poză cu notele, ca să puteți să le comparați și voi. Eu m-am luat după ciorba de burtă, ca să compar prețurile, pentru că am comandat ciorba de burtă la toate cele trei restaurantele românești la care am fost. La Ferma Dacilor și la Stână, la Sergiana, a fost 29 de lei, iar la Coliba Haiducilor a fost mai scumpă, a fost 36 de lei. La Coliba Haiducilor și pâinea a fost mai scumpă, a fost 12 lei. La Sergiana a fost gratis pâinea, deci deja mai scumpă cu 12 lei. Ca și calitate, extraordinară amândouă. Deci pâinea de la Coliba Haiducilor și de la Sergiana, foarte bună. La Ferma Dacilor nu am comandat pâine și la restaurantul hotelului, așa cum v-am spus, era 10 lei pâinea, dar nu era pâine de casă, cum a fost la cele românești. Deci așa, ca și preț, să spunem că poate Coliba Haiducilor era un picuț mai scumpă decât celelalte două românești, dar nu o diferență foarte mare și mâncarea a fost extraordinară, deci nici n-am simțit diferența aia de preț, a fost extraordinar de bun. Și acum ajungem la partea cea mai importantă, mâncarea. Scopul meu a fost să iau ciorbă de burtă la toate trei restaurantele și după aceea să zic la care a fost cea mai bună ciorbă de burtă. Nu am un câștigător, pentru că toate trei au fost extraordinare. Toate ciorbele de burtă pe care le-am mâncat au fost extraordinare. V-am spus că eu de obicei evit locurile astea turistice, pentru că mă gândesc că de cele mai multe ori e doar decorul și vibe-ul turistic și mâncarea nu e atât de bună, nu se pune atât de mult preț pe mâncare, dar m-am ucilat cu totul, pentru că mâncarea a fost extraordinară la toate trei. N-am avut absolut nimic de comentat, deci credeți-mă, am mâncat extraordinar de bine. Cred că dintre toate trei, Ferma Dacilor este cea mai frecventată, dacă nu mă înșel, nu știu, pentru că este și cea mai accesibilă ca și locație și cred că e și cea mai populară, cred eu. Eu de Ferma Dacilor știam. Clar și Sergiana e foarte populară, pentru că e o franciză și e în mult mai multe orașe, dar v-am spus, e un pic mai dificil să ajungi acolo. Deci dacă nu vrei să mergi foarte mult și stai cazat la un hotel și ai chef doar să iei pe jos, la Ferma Dacilor e cel mai ușor să ajungi. Ca și ospitalitate, toți la Ferma Dacilor a fost cea mai bună servire. De aceea am ajuns să luăm și desert, pentru că doamna de acolo care ne-a adus mâncare a fost extraordinar de drăguță, pur și simplu nu aveai cum să o refuzi. Ne-a explicat la fiecare fel de mâncare, ce are în plus, ne-a adus băuturile acelea care nu erau în meniu, care, apropo, aveți grijă, sunt duble la preț față de cele din meniu, dar pentru că astea sunt de sezon și nu se găsesc mereu, dar merită toți banii, credeți-mă. Deci eu nu prea beau așa tărie, nu-mi place ca și gust, dar băutura asta românească dulce, cum ar fi vișinata, îmi place uneori, mai ales când merg la un restaurant cu specific românesc. Și dacă ajungeți la Ferma Dacilor, neapărat să vă luați cireșata, a fost extraordinară. Ca și experiență per total, pot spune că cel mai mult mi-a plăcut la Ferma Dacilor. Acolo m-am simțit cel mai bine. Poate că și la restul m-aș fi simțit la fel de bine dacă aveam o vârstă mai înaintată sau nu știu exact care a fost motivul. Mi se pare că totuși încă trăim într-o țară în care dacă ai sub 30 de ani sau măcar să arăți ca și cum ai avea 30 de ani, nu ești atât de luat în serios de oamenii care lucrează în locuri de genul, nu se comportă cu tine așa de frumos cum s-ar comporta cu un om mai matur, care poate că pare că are posibilitatea financiară mai mare de a lăsa tips la final. Tocmai de-aia eu apreciez foarte tare atunci când un om din domeniul e drăguț cu mine, pentru că mi se întâmplă foarte des să am și experiențe neplăcute și mi se pare că asta e o diferență care n-ar mai trebui să facă. În primul rând că n-ar mai trebui să facă diferența între oameni mai mari de vârstă și oameni mai mici. Pe lângă asta, cu vârsta, mi se pare că ar trebui să nu se mai facă diferența între oamenii care vin și parcă au bani și oamenii care nu. Poți să te duci la restaurant și îmbrăcat în niște haine mai ieftine și mi se pare că ar trebui să fii tratat la fel. Lucru care nu prea se întâmplă, dar, din fericire, mai sunt și oameni, cum a fost doamna de la Ferma Dacilor, care nu fac diferențele astea și care fac toată experiența mult mai frumoasă și mi se pare că și ei au de câștigat, pentru că, evident, dacă te simți bine și îți face plăcere să interacționezi cu omul care îți aduce mâncarea, o să-i lași și tu mai mult la notă, că așa se procedează, e normal. Eu chiar n-am înțeles niciodată motivul pentru care unii oameni se comportă urât cu clienții. Chiar nu am găsit niciodată un motiv. Și dacă omul respectiv nu are posibilitate să îți lase tips, doar comportă-te normal, nu știu, nu să te comporți urât. Adică asta deja mi se pare că nu are sens. Pur și simplu nu are sens în capul meu. Ca să trag așa o linie, pot spune că toate restaurantele mi-au plăcut extraordinar de mult. Chiar nu mă așteptam, credeți-mă că nu mă așteptam ca la Poiana Brașov, un loc atât de turistic, să se mănânce atât de bine. Dacă mergeți acolo și mergeți la unul dintre restaurantele pe care le-am menționat, poate îmi scrieți și mie să-mi spuneți care a fost experiența voastră. Vă mulțumesc foarte mult dacă v-ați uitat până aici, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!